Ora 15, bună ziua, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Studioului Politic. Avem un buget pus în dezbatere publică. Atenție, nu a fost deocamdată adoptat în guvern. Ar fi primul pas pentru ca mai apoi să-l vedem ajuns în Parlament, unde vor începe negocierile. Inclusiv, partidele din opoziție vor intra atunci în scenă și vor plusa cel mai probabil cu amendamente. Dincolo de asta, până să treacă de Parlament, e important să știm despre acest buget că are alocări importante pentru cele mai multe ministere. Se bazează pe o creștere de 4,3% și deficitul din PIB depășește cu puțin 7% cel convenit cu Comisia Europeană. Discutăm despre buget și nu numai despre buget. Alături de noi, președintele Senatului, Anca Dragu, este alături în platoul de Digi24. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Am discutat despre acest buget în ultimele zile, acum avem și cifrele. O primă întrebare e dacă dumneavoastră, din experiența pe care ați avut-o, ați fost ministru de finanțe, ați fi văzut o altă logică a acestui buget. Vedem foarte mulți bani direcționați către Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, însă ceva mai puțin, de exemplu, spre educație. Mi se pare un buget foarte bine făcut și știu că s-a lucrat foarte mult la Ministerul Finanțelor în ultimele săptămâni. Da, este o soluție foarte bună pentru acest buget, pentru că el reflectă două elemente extrem de importante. Unu, responsabilitate și doi, viziune și dezvoltare. De ce spun responsabilitate? Pentru că trebuie, într-adevăr, să avem o plafonare, chiar reducere a cheltuielilor. Așa merge treaba. Oricum, altfel, și în acest buget, cheltuielile depășesc veniturile. Bineînțeles, dar față de anul precedent, trebuie să arătăm un mic efort de revenire într-o logică firească, dincolo de anul acesta foarte greu, 2020. Apoi trebuie să ținem un deficit cât de cât sub control. Bun, avem 7,16% din PIB, asta înseamnă 80 de miliarde de lei. 80 de miliarde e foarte mult. Anul trecut deficitul a fost 102 miliarde de lei. 102 miliarde de lei înseamnă cam toată anvelopa de salarii într-un an, salarii de la stat. Înseamnă mai mult decât pensiile într-un an de la stat. Astea sunt vreo 90 de miliarde de lei. Deci este o sumă uriașă de deficit înregistrat anul trecut. Acești bani pe care acum un an i-am consumat, ei se vor plăti în viitor de către generațiile viitoare. Deci de asta spun că trebuie să fim responsabili, astfel încât suta asta de miliarde de lei să o reducem gradual. Anul ăsta, bugetul arată pentru 2021 un deficit de 80 de miliarde de lei. Și spun că bugetul ăsta arată și viziune în sensul dezvoltării și susținerii investițiilor. Mi-a atras atenția această exprimare a dumneavoastră. Ce anume din acest buget reflectă viziunea guvernului? S-au găsit totuși spațiu fiscal pentru investiții. Avem la transporturi o sumă foarte mare, 15 miliarde aproape. Asta înseamnă că există premise pentru a continua proiectele în derulare, pentru a începe proiectele noi. Am văzut că se uită și la proiecte pe calea ferată. Sunt foarte importante, mai ales în contextul acestui pact verde european. Proiecte însemnate sunt la Ministerul Economiei, la Ministerul Energiei, cum bine ați spus. Acestea sunt proiecte care asigură creșterea economică a României, astfel încât pe următorii 4 ani, creșterea economică va fi de peste 4% până chiar 5%. Premierul este în acest moment la Bruxelles. Nu avem deocamdată declarații, dar e clar că se discută și despre acest exercițiu bugetar. În contextul în care sunt state europene care și-au redus deficitul, România poate are dublu față de alte state europene cu posibilități financiare mult mai mari decât noi. Credeți că sunt discuții, se ridică sprânceana la Bruxelles vis-a-vis de acest deficit de 7%? Eu sunt convinsă că premierul Câțu va avea un dialog foarte bun la Bruxelles. În primul rând pentru că dumnealui știe economia și știe să o spună și limba engleză. Nu am avut foarte mulți miniștri de finanțe și premier care puteau face lucrul acesta. Și atunci, într-adevăr, este o persoană de încredere acolo. Știe să prezinte programul pe care îl are depus în aplicare. Este convingător. Știe să spună
că într-adevăr arătăm responsabilitate, în același timp nu putem omorî investițiile, pentru că dacă omorâm investițiile, omorâm șansa de dezvoltare a României. Deci trebuie să creăm acest spațiu fiscal pentru investiții în 2021-2022. De fapt, 2021 este un an de vârf pe investiții, după cum am văzut din prognoza care a stat la baza bugetului, tocmai pentru a permite relansarea economică. Deficitul ar trebui să se reducă în următorii ani. Care ar fi calendarul sau care ar fi previziunile? Este o reducere graduală, astfel încât în 2024 să ajungem undeva în jur de 3%. Dar atenție, că pe de o parte vor crește veniturile în mod nominal, cheltuielile acestea sunt ținute sub control și poate mai suple, și crește foarte important baza de raportare, PIB-ul. Ele se raportează la PIB. Și mă uitam astăzi că PIB-ul prognozat este de 1,1 de miliarde pentru anul acesta și crește cam cu 100 de miliarde în fiecare an până în 2024. Deci astfel încât, din combinația aceasta de creșterea economiei, creșterea veniturilor și creștere și a PIB-ului, vom obține un deficit. Cum cresc veniturile? Care este viziunea pe care o aveți? Pentru că vorbim acum de întreaga coaliție și vorbim și de contextul în care au fost instituții europene care au atras atenția României că e puțin prea optimistă în previziunile pe care le are. Mie prognoza economică mi se pare una echilibrată chiar, nu optimistă. Se ține cont de dinamica și specificitatea economiei românești și întrebați cum cresc veniturile. Foarte simplu, creștem economia, creștem această plăcintă pe care să o împărțim în sectoarele care au nevoie de mai multe resurse, sănătate, educație, infrastructură și mai ales, foarte important, aducem banii europeni. Și știți că este o cursă contra cronometru la guvern pentru definitivarea acestui program național de reziliență și redresare, pentru a pune acolo cele mai bune proiecte care să asigură creșterea economică sustenabilă. Deci avem creșterea economică, bani europeni și toate acestea fac ca economia românească să crească. Puteți da un exemplu cum crește, cum ajungem la o creștere economică? În momentul în care ai infrastructură, vin banii și dezvolți, modernizezi o cale ferată sau o autostradă, un drum național. Ei, acea nouă infrastructură creează activitate economică. Acolo. Spuneți că investitorii vor deveni atrași de România dacă ar avea căi ferate, autostrăzi? Și noi, investitorii numai străini și autohtoni, bineînțeles, se dezvoltă activitate. Sunt oameni care vor avea un serviciu în zonele respective. Acești oameni vor consuma, încep să cumpere mai mulți pantofi, mai multe cămăși, mai multă mâncare, nu? Pentru că vin aceste salarii, aceste locuri de muncă se creează și este un efect de multiplicare. În momentul în care un om trece din situația de neangajat în cea de angajat, poate să consume mai mult. Ce sporuri ați găsit dumneavoastră la Senatul României? Pentru că fostul ministru al Muncii a numărat vreo 50, cel puțin 50 de sporuri la stat. Au fost sporuri pe care le-ați identificat și care să fie acordate incorrect, injust? La Senat nu am găsit sporuri incorrecte. De fapt, sunt numai vreo 4 sporuri pe care le-am identificat. Acest spor de condiții de muncă, sporul de antenă, sporul de doctorat, sporul de noapte, pentru cei care lucrează în schimbul de noapte, nu sunt foarte mulți aceștia. În total am numărat cam 8-9% din totalul anvelopei salariale reprezintă sporuri. Este un procent foarte decent. Vreau să vă spun că acum vreo 10 ani și 10-12 ani, sporurile în administrația publică erau peste jumătate din salariu. Deci vedem o îndreptare a situației. Veți reduce din aceste sporuri? Ele sau din persoanele care prime sporuri? Nu poți reduce din numărul de persoane pentru că ele sunt date în baza unei legi. Ele au fost înghețate. Asta vă întreb, dacă ați identificat în vreun fel soluții. De exemplu, sporul de antenă. Dumneavoastră îl încasați? Pentru senatori este o indemnizație care nu ține cont de aceste sporuri. Este puțin diferit. Funcționarii. Da, funcționarii de la Senat, da, pentru că se încadrează în această categorie. Acest toți spor, îl primesc. Da. Și vi se pare corect? Acum, cred că fiecare în ziua de astăzi ne desfășurăm activitatea în apropierea unor antene și
avem un telefon mobil, și da. Personal nu sunt adepta sporurilor. Salariul trebuie să reflecte gradul de încărcare a muncii și, într-adevăr, condițiile dificile, dar această modalitate de a da sporuri a fost dezvoltată în anii 2000 și a fost cumva pentru a eluda rigorile care se puneau pe anvelopa salarială, pentru că ele nu erau la început incluse în cheltuieli salariale, ci erau duse în alte feluri de cheltuieli, de bunuri și servicii, de exemplu. Și atunci arătai frumos că uite ce supli suntem noi, dar de fapt veneai, primeai bani sub altă formă. Politică care se continuă și astăzi. Dar... Ce se întâmplă de aici înainte? Le-ați identificat? Ce se întâmplă de aici înainte? Aveți, ca să avem dimensiunea acestor sporuri, aveți numărul de persoane care încasează acest spor de antenă? Toți cei angajați la Senat. Toți angajații de la Senat. Aproape 700 de persoane care încasează acest spor. Am mai identificat vreo 17 persoane care au sporul de doctorat. Este un spor destul de bizar, pentru că, de fapt, o anume muncă ar trebui să necesite sau nu să ai doctorat și atâta tot. În instituțiile în care eu am lucrat, se spunea clar, pentru anumite funcții era musai nevoie de doctorat, pentru altele era de preferat. Dar asta nu însemna că încasai ceva în plus la salariu. Și aveți idee dacă dintre cei care încasează sporul pentru doctorat în fișa postului le e obligatoriu acest... Asta este o altă problemă, în ce domeniu este doctoratul și dacă este corelat cu fișa postului. Ați identificat aceste lucruri. Ce se întâmplă de aici înainte? Aceste sporuri sunt date prin legile actuale. Deci trebuie... Sunteți la guvernare. Trebuie analizate aceste legi și luată o decizie. Trebuie să discutăm împreună cu premierul, cu guvernul, pentru că ei au toate informațiile și să luăm o decizie ce se întâmplă cu sporurile în continuare. Când să vă întreb dacă s-a luat o decizie? Rămâne această emisiune. Cât timp credeți că va dura până veți găsi o soluție? Cred că putem să ne auzim într-o lună de zile să vedem... care este situația sporurilor și ce putem face acolo. Atenție, oamenii se sperie când aud aceste discuții și oamenii se sperie că li se vor reduce veniturile și nu trebuie să creăm această panică. Trebuie să explicăm că sistemul public de salarizare trebuie să fie unul echitabil și trebuie să fie corelat cu sistemul de salarizare din sectorul privat. Nu trebuie să mai avem această dualitate în plată și în cerințe. Trebuie să fie, să funcționeze la fel. Parlamentul este cel care va da un vot pe acest buget. Care ar fi calendarul? Vă încadrați în 20 februarie termenul pe care l-a anunțat inițial premierul? Este destul de posibil să ne încadrăm, într-adevăr. Dacă treaba merge repede în guvern săptămâna viitoare și îl vom avea aprobat săptămâna viitoare, cred că am putea până sâmbăta viitoare să avem discuția și în Parlament. Acum, dacă nu e chiar 20 februarie și sunt câteva zile în plus, nu cred că este o problemă. Totul e că va fi cu siguranță înainte de 1 martie. Când va fi adoptat în buget săptămâna viitoare, aveți idee? Miercuri, mai devreme? Nu premierul știu să spun asta, da. Am înțeles. Și mai apoi, procedura va fi pe repede înainte. Știm că dezbaterile pe buget s-au prelungit de obicei până la miezul nopții și chiar mai mult. Se va repeta scenariul? Probabil că se va lucra foarte mult. Se lucrează de regulă, stai cam 2-3 zile în Parlament, de dimineață până seara, și trebuie să vină fiecare ordonator de credite. Sunt, nu știu, 60-70 de instituții care trec în aceste discuții, împreună cu Parlamentul, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Da, procesul va dura câteva zile și apoi votul în plen. Până acum, negocierile s-au purtat în coaliție și am văzut că au fost nemulțumiri, deși destul de temperate. Nu s-a ieșit atât de mult în spațiul public, dar cunoaștem de tensiuni până la urmă între PNL, USR Plus, UDMR. La Parlament, când va ajunge bugetul, va sta la masă inclusiv și Partidul Social Democrat, care vă spune așa: tăiați pensiile speciale, că ați tot promis, și atunci veți avea mai mulți bani pentru majorarea pensiilor, de pildă. Ce opinie aveți dumneavoastră? Ce se întâmplă cu pensiile speciale de aici înainte și ce le veți răspunde? Cu pensiile speciale, acum un an, USR a depus un proiect de lege pentru a tăia pensiile primarilor. Știți bine că acest proiect de lege este undeva într-un sertar la Comisia de Administrație
din Parlament. Deci nu există, nu au găsit colegii mei care au fost parlamentari în legislatura trecută, nu au găsit o voință politică în acest sens. De fapt, lipsa voinței politice este evidentă atunci când ne uităm la chipurile mai multe încercări de a tăia aceste pensii, dar toate au fost făcute astfel încât să nu treacă. Și atunci noi venim cu această voință politică, dar nu este un proces care se întâmplă peste noapte, e un proces complex, trebuie să avem toate argumentele de partea noastră, dar cu siguranță rapid se pot tăia pensiile parlamentarilor și pensiile primarilor. Înțelegem că UDMR vrea eliminarea tuturor pensiilor speciale la pachet, se întâmple într-un singur proiect și nu așa etapizat. Cum veți face atunci? Cred că putem să mergem pe aceste două categorii de pensii care pot fi tăiate mai ușor. Nu implică parlamentari atâtea... și primari. Da, exact. Asta cred că sunt primele categorii care pot fi tăiate fără probleme. Și când se întâmplă? Că spuneți că voință politică aveți, de această dată aveți majoritate, însă doar cu UDMR. Anul acesta sper că în această sesiune chiar să se întâmple acest lucru. Ați vorbit de o comisie de cod electoral în data trecută când ați fost la emisiune. Nu s-a întâmplat ceva până acum? Da, s-a întâmplat. Ce anume? Săptămâna viitoare vom avea în plen reunit în care sper astăzi lucrăm chiar la detaliile pentru acest birou permanent reunit și plen reunit în care să votăm inclusiv această comisie. Între timp ce am făcut, am lucrat partea tehnică, adică am scris obiectivele comisiei, perioada, cum se face atunci când se înființează o comisie. Când era Partidul Social Democrat la guvernare și avea și majoritate, să știți că USR Plus a criticat modalitatea asta de a lua decizii în comisii, comiții și comitete. Și acum înființați o comisie specială. Care e garanția că totuși această comisie specială va face ceva, reduce numărul de parlamentari la 300 și, de exemplu, cum veți face cu primarii aleși în două tururi? Că din nou vă loviți de piedici inclusiv în coaliție. UDMR nu este de acord cu această variantă. Până la momentul în care să avem votul, sperăm că vom strânge o majoritate și pentru ceea ce spuneți noastră, pentru primarii în două tururi. Foarte important este acest cod electoral pe care să îl scriem și să-l aprobăm în următorii 2 ani. Nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să facem așa pe repede înainte, pentru că alegerile sunt abia în 2024. Dar clar, cu un an înainte de alegeri, ar trebui să avem un nou cod electoral. Un cod electoral care să pună reguli cu privire la toate rundele de alegeri care se vor desfășura în acel an. Sunteți de acord cu varianta lui Gigel Știrbu, ca viza de flotant, de exemplu, să aibă o vechime de un an de zile în anul electoral și doar așa să poți vota? Toate aceste elemente vor fi discutate în principial. Comisia... Nu e o restrângere? Cred că este o restrângere, bineînțeles. Și toate aceste idei care au zburat pe aici, pe acolo, ele vor fi reunite în această comisie. Vom avea discuții cu specialiștii, cu societatea civilă, astfel încât vom pune pe masă un proiect rațional, echilibrat și cu argumente puternice. Că cineva se trezește și mai vine cu o idee, astea sunt lucruri așa de decor. Astăzi, la momentul în care vorbim, credeți că puteți modifica legea astfel încât primarii să fie aleși în două tururi? Ar trebui, într-adevăr, să avem o discuție cu toate forțele din Parlament. Nu am avut această discuție și n-aș putea să vă răspund, dar eu am speranța că vom găsi această majoritate pentru primarii în două tururi. Care e cea mai mare piedică? UDMR? E clar că dumnealor au declarat că nu-și doresc această manieră de... Să nu uităm că România a avut primarii în două tururi și la un moment dat s-a întâmplat ceva și am ajuns cu primarii într-un singur tur. Deci ceea ce face omul cred că poate și desface. Am urmărit un mesaj care a venit din partea Ministerului Sănătății cu privire la acest buget și susține Vlad Voiculescu că negocierile se vor purta în continuare. Cum vedeți acest lucru? Probabil că mai sunt detalii pe care ministrul Voiculescu vrea să le pună la punct, poate în interiorul anvelopei pe care am văzut-o deja. Acest buget încă va suferi modificări. Ce vedem noi acum pus în dezbatere publică va suferi modificări. Este posibil să fie mici modificări. Nu aș exclude aceste mici modificări, dar nu vorbim de ceva de modificări foarte mari. Nici nu am avea de unde. Cum vă spuneam la început, e vorba de responsabilitate. E vorba de a duce
de a diminua această sută de miliarde. Premierul vine de la Bruxelles cu un to-do list? Nu, cu siguranță, nu se întâmplă asta. Dar premierul explică care este strategia și programul de guvernare al României. Spune, domnule, noi vrem să facem asta, suntem perfect responsabili și raționali și vom ajunge într-o perioadă de în acest punct. Atunci când ești într-o uniune economică, e foarte important ca toți membrii Uniunii, ca într-o familie, să tragă la aceeași barcă, să tragă în aceeași direcție. Deci de aceea trebuie să avem această coordonare în interiorul Uniunii Economice cu privire la politicile economice. Va urma o fuziune cu acte în regulă între USR Plus, USR și Plus, și întrebarea mea este, Florina Presadă și-a dat demisia. Ați văzut și dumneavoastră postarea pe Facebook. Ideea e nu că și-a dat demisia, ci că acuză acum noul USR, deci inclusiv Plus, partidul din care faceți dumneavoastră parte, care are o politică de gașcă. Florina Presadă a fost un membru foarte valoros pentru USR și un membru valoros al Parlamentului României. A avut inițiative și l-a susținut cu putere. Eu sper ca Florina să revină în USR Plus, să o convingem că lucrurile nu sunt așa cum se văd în acest moment. La care gașcă se referă? N-aș putea să vă spun, nu știu. Dubla măsură? Unde o vedeți? Sincer, nu știu. Într-adevăr, Florina nu este membru al Parlamentului și îmi pare rău că nu o avem colegă, dar eu sper să revină alături de noi pentru că, repet, a fost un om foarte valoros în această echipă. Mai este un proiect care ne-a tras atenția în Parlament, depus de Sebastian Burduja, care ar înăspri sancțiunea pentru parlamentarii care nu sunt prezenți la muncă. Noi vedem așa, dacă intrăm pe site-ul Senatului, un program de luni până vineri, însă efectiv parlamentarii sunt la muncă poate doar luni și marți, uneori și miercuri. Sunteți de acord ca această sancțiune să crească de 10 ori, de la 0,1% la 1%? Ar trebui ca oamenii să fie puțin mai mult motivați și asta, eu cred că parlamentarii muncesc și miercurea, de exemplu, noi avem din nou ședință de plen și se muncește. Marți este o zi extrem de intensă și joi și vineri avem comisii, fie prin programul pe care chiar eu îl propun și îl aprobăm în birou permanent, sau chiar și comisii. Îmi pare că evitați răspunsul direct. E o întrebare directă, sunteți de acord cu înăsprirea sancțiunilor sau nu? Eu cred că aceste măsuri ar putea să aducă mai multă încredere din partea populației în Parlament. Nu cred că ar avea mulți parlamentari de suferit, pentru că în general se muncește, asta spuneam. Cu Diana Șoșoacă, senatoare AUR, cum gestionați relația acolo la Parlament? În continuare, poartă acea mască pentru care eu, de exemplu, dacă aș purta-o pe stradă, aș fi amendată. Ați mai luat măsuri? Ce să vă spun, există și o adresă din partea unui sindicat care se plânge de comentariile doamnei senator cu privire la COVID și la portul măștii. Acum ați văzut că sunt ceva tensiuni în interiorul partidului AUR. Da. Aveți ce face în această privință? Nu doar a senatoarei despre care vorbim, ci împotriva tuturor senatorilor care nu poartă masca în mod corect, care în spațiul public, deși sunt exemple pentru societate, sunt împotriva vaccinului, împotriva măștii. Cred că cel mai corect ar fi ca parlamentarii să fie primii care respectă legea. Faptul că amendezi un membru al Parlamentului, nu știu dacă rezolvă. Mesajul este mult mai puternic și negativ, acela că un parlamentar nu respectă o lege. Pentru ultimul minut v-aș întreba, că mi-am amintit de fuziunea USR Plus, dacă veți candida la congres, pentru că urmează un congres și în interiorul acestui partid, și dacă aveți o preferință pentru cel care să conducă USR Plus, dacă Dacian Cioloș este, dacă Dan Barna. Nu știm cine va candida pentru conducerea noului partid USR Plus, ce rezultă din această fuziune. Eu am muncit pentru acest partid ca simplu membru, ca membru fondator, am fost membru fondator la Mișcarea România Împreună. Am fost membru în Comisia Națională de Integritate și Arbitraj la Plus, coordonator regional. Deci am depus toate eforturile pentru ca acest partid, acest proiect politic,
să prindă formă. Deci, spuneți, vă legitimați ca un potențial candidat la președinția partidului. Am muncit pentru partid cu aceeași dăruire și cu funcție și fără funcție. Și că la fel o voi face și în continuare, indiferent de funcția pe care o voi ocupa în noul partid. Anca Dragă, președintele Senatului, alături de noi la Studioul Politic. Mulțumesc tare mult pentru opinia dumneavoastră, pentru răspunsuri și pentru prezență. Luăm o scurtă pauză de